Vă salut și, ca de obicei, abia aștept să vă pun o nouă întrebare. Dar să revedem întâi întrebarea de data trecută. Dacă testul este pozitiv în cazul unui șofer oprit la întâmplare, care este probabilitatea ca acel șofer chiar să fie beat? Vă mai amintesc că, așa cum vedeți în imagine, etilotestul dă cam 5% rezultate fals pozitive și, în medie, cam un șofer din 1000 este beat la volan. Probabilitatea o putem calcula în felul următor. Din 1000 de șoferi testați la întâmplare, cam 50 vor ieși cu rezultat fals pozitiv. Vă amintiți? 5% rezultat fals pozitiv înseamnă 50 la 1000. Și unul va fi cu rezultat real pozitiv. Deci în total vom avea 51 de rezultate pozitive în medie la 1000 de șoferi testați la întâmplare. Așa că șansa este de 1 la 51, adică aproximativ 0,0196 sau cam 2%. Este un rezultat surprinzător la prima vedere, dar în condițiile pe care le-am prezentat, este corect. Veți vedea imediat și de ce. Dar dacă etilotestul ar fi mai exact, de pildă dacă ar da doar în 1% din cazuri un rezultat fals pozitiv, atunci, din 1000 de șoferi testați la întâmplare, am avea 10 rezultate fals pozitive și un rezultat corect pozitiv, adică în total 11 rezultate pozitive. Șansa să fi depistat șoferul beat ar fi în acest caz de 1 la 11, adică aproximativ 0,091 sau 9%. Deci tot mică. De ce? Pentru că încercăm să depistăm un fenomen foarte rar, 1 la 1000 în cazul nostru. Când frecvența fenomenului pe care vrem să-l depistăm este foarte mică, rezultatele fals pozitive, chiar dacă apar destul de rar, influențează într-un mod semnificativ probabilitatea de adevăr a testului. Același lucru se întâmplă și când este vorba despre boli foarte rare. De pildă, dacă doar 1 din 10.000 de oameni face boala respectivă, chiar dacă testul dă doar într-un caz la 1000 rezultat fals pozitiv, adică 0,1%, șansa ca o persoană testată pozitiv chiar să fie bolnavă este doar de aproximativ 9%. Această eroare de testare se numește eroare de fals pozitiv și ea apare de câte ori rezultatele fals pozitive sunt mai numeroase decât cele corect pozitive și asta se întâmplă de obicei datorită rarității fenomenului pe care vrem să-l depistăm. Cu totul altfel stau lucrurile dacă testăm o boală cu incidență mai ridicată sau, în general, un fenomen cu incidență mai ridicată. De pildă, dacă avem tot 5% rezultate fals pozitive, ca în cazul etilotestului, dar incidența bolii este de 20%, atunci vom avea în medie 20 plus 5, 25 de rezultate pozitive în total la 100 de testări, din care 20 sunt corect pozitive, ceea ce duce la un procentaj de 80% probabilitate ca testul să fi funcționat corect. În concluzie, dacă vă testați pentru o boală rară și rezultatul este pozitiv, nu vă grăbiți să trageți concluzii. Repetați testul și faceți investigații suplimentare. Și acum să vedem întrebarea de azi. Avem un cub, așa cum vedeți în desen, cu latura de 10 cm. Trebuie să unim cu o sârmă metalică două vârfuri opuse ale cubului, să zicem vârful A cu vârful G, în așa fel încât sârma să fie peste tot lipită de suprafața cubului în exteriorul acestuia. Problema este aceea că sârma trebuie să fie cât mai scurtă, să aibă cea mai mică lungime cu putință. Prima întrebare este pe unde trebuie să treacă sârma? La această întrebare se poate găsi răspunsul fără ajutorul matematicii,
trebuie un pic din așa numita gândire laterală. Încercați să vedeți problema altfel. Nu spun mai mult ca să vă las bucuria găsirii răspunsului. A doua întrebare. Câte sârme care au lungimea minimă se pot duce de la vârful A la vârful G? Și a treia întrebare. Cât este lungimea minimă a sârmei de pe suprafața cubului care unește vârfurile opuse? Aici trebuie un pic de geometrie și un calcul foarte simplu, așa că dacă nu vă place matematica, încercați să răspundeți doar la primele două întrebări. Succes! La revedere!